faci? Ce îți dorești ca să continui? Nu, prima întrebare. Nu, pe rând. Ce să fac? Nici nu știu cu ce să încep. Bine, am lansat piesa asta acum de curând și da, sunt foarte fericită, dar emoționat în același timp, pentru că e o piesă la care eu țin foarte tare, da. Uh-huh. Pe lângă faptul că e foarte frumoasă, este. Indiferent că o să ajungă în trending, că nu o să ajungă pe radio, peste ani și ani, mie o să-mi facă plăcere să o ascult. Contează lucrul ăsta pentru unii artiști. De ce contează atât de mult? Hai să ne mai și bucurăm de realizările noastre și nu cred că constă numai în vizualizări și în acel trending. Cred că pentru orice artist, feedback-ul oamenilor și un număr cât mai mare de vizualizări este important, chiar dar nu este totul, da, dar nu totul și cumva toți ne dorim să ajungem acolo, nu putem să fim fake. Stai, nu spune ce, acum te întreb, și ce-ți dorești? Și ce îmi doresc? Îmi doresc că... Doamne, îmi doresc atât de multe lucruri, n-ai idee. Unu. Să fiu sănătoasă, Doamne, e cel mai important lucru, mulțumesc la fel și voi. O vacanță, că am iar fost într-o vacanță, dar n-a ieșit așa cum am... Okay. Unde? În Germania, la ei mei. Ah, ce frumos. Da, frumos. Doar că restricțiile și toată situația de acolo a fost un pic mai nasoală decât la noi, neașteptându-mă la treaba asta. Acum cât timp? Fix de Paște de mers. Ce? Ah, deci okay. Uh-huh. Așa. Și nu intrai nicăieri fără test, fără programare în magazin, adică și magazinele toate fiind store-urile foarte mari, erau cu 2-3 oameni și chiar și așa nu aveai voie să intri. Puf, și te-ai întors. Și m-am întors să lansez piesa asta și să o promovez peste tot, pentru că îmi place tare, tare mult. Așa, ce să mai îmi doresc? Îmi doresc copii. Știu, wow, că la voi... Frumos. Așa, îmi doresc să mă căsătoresc, să întâlnesc o familie. Doamne ajută! Da, și pentru că oricum m-am mutat de curând la casa mea, îmi doresc acum o casă pe bune, la modul cu curte și cu toată lumea. Deci stai un pic, trebuie să facem grătare. Și spui următorul lucru. M-am mutat la casă nouă și acum îmi doresc casa... Păi nu, e un apartament. Și nu ți-ajunge. Anul trecut. Păi nu, m-am gândit că energia mai mult de la curte nu se compară cu... statul la... Și tu știi cel mai bine, pentru că te-ai mutat de curând și... Da. Dar probabil că anul viitor se va întâmpla asta. Este cu cine adormi. Așa spune versul. Nu eu. Bună, ce faci, adorm? Ce zorești? Mai de 5 luni încoace adorm cu o singură persoană, cu Alin Gabriel, cu iubitul meu. Iubitul. Adică v-ați mutat împreună. Ne-am, da, bine, bă, nu ne-am mutat oficial împreună, pentru că el mai are locuința în același bloc, așa a fost povestea și contextul. Așa ceva? Ai dus așa după sare, zahăr, ce ai făcut? Nu, am făcut COVID, am aflat că avem COVID pe, în aceeași zi și cumva am interacționat pe grupul blocului, o treabă de genul, el căuta o bormașină, e o poveste foarte... Știi că este o bormașină la tine acasă? N-aveam bormașină. Voi erați vecini? Eram vecini, el stă la etajul 4 și eu la parter. Cât de tare! Da, exact, a fost o poveste așa, total, adică... Mă, parcă și vă cumpate la ușa vecina. Și eram într-o... Ai o bormașină. Și eu am COVID. Nu, vorbeam un pic prin mesaje, da, nu știu ce. În ziua aia am aflat că am fost la teste, s-a luat pauza aia lungă de la, da, te cunosc. Mm-hmm. El a zis, bă, eu nu mai am miros, că alimenta la benzinărie și a zis, nu mai simt mirosul. Și a intrat și el în carantină, da, iar eu, evident, trebuia să stau... Că eram declarată deja și la... Și a stat amândoi în carantină atunci? El a stat la etajul 4, eu am stat la mine, dar fix în aceeași perioadă. Ulterior, cum am tot comunicat, ne-am văzut de Crăciun, am făcut sărbătorile împreună, Revelionul. Foarte și frumos. De aici s-a legat prietenia și povestea, care, uite, merge... Ce frumos! Da, chiar da, după o perioadă și în viața lui și a mea de nereușite, pentru că așa e viața. Da, ne lovim și... de el, exact. Uite că... Dumnezeu a adus și o binecuvântare, pentru că noi semănăm așa la multe lucruri. Pe lângă faptul că semănăm un pic și fizic, da, avem multe, foarte frumoși împreună. Multe lucruri în comun, așa, și sper. Hai să gustăm, dar Cristina mi-a rămas datoare cu un răspuns. Ia, ai cunoscut familia iubitului tău? Da, i-am cunoscut familia. Chiar după Revelion ne-am dus într-o vizită scurtă. Și? Și ne, la început au fost așa, să mă analizeze, să vadă ce-i cu fata asta mai... na. Te-au susținut, te cunosc undeva cu siguranță. Și de Paște? Și de Paște a fost el la ei mei, da. A fost cu tine? Ce frumos! A fost cu mine, da. Semărita noastră! Semărita Cristina! Da! Da! Doamne! Hai să facem nuntă! Hai să...